De dimineață la ora 7, șoferul unui autoturism Dacia Logan, care venea dinspre București, nu a adaptat viteza la condițiile de mers și imediat ce a ieșit din sensul giratoriu din apropierea localității Daia s-a răsturnat în șanț. În mașină se aflau trei bărbați care, ajutați de un angajat al benzinăriei învecinate, au scăpat teferi. La 8:30, în locul cu pricina, avea să se producă nenorocirea. Un tânăr de 26 de ani, șofer al unui autoturism Opel Astra, a intrat cu viteză în sensul giratoriu, a pierdut controlul volanului. I-a lovit în plin pe pasagerii Loganului din șanț, după care s-a răsturnat cu mașina în același loc. Este vorba de un conducător auto al unui autovehicul Opel Astra care circula în direcția de mers Giurgiu-București către Giurgiu. A trecut de sensul giratoriu, dar datorită condițiilor meteo, carosabil fiind acoperit cu mâzgă, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat pe partea dreaptă în aceeași direcție de mers. La câteva minute în urmă, un alt autovehicul a fost avariat în apropierea acestui eveniment, după cum se observă. Iar în apropierea autovehicului Dacia Logan erau cele trei pasageri autovehicul care se aflau în Logan. În urma accidentului au rezultat rănile ușoare a celor trei pasageri care se aflau în Dacia Logan. Cei trei bărbați loviți din plin de Opelul Astra au fost prinși sub mașină, fiind nevoie de echipajul de descarcerare pentru a putea fi salvați. De altfel, la fața locului au intervenit trei ambulanțe, o auto specială de la ISU și mai multe echipaje de la rutier. Cele trei victime au fost transportate de urgență la Spitalul Județean Giurgiu, în timp ce pasagerul autoturismului Opel, tatăl șoferului, a primit îngrijiri medicale la fața locului. În tot acest timp, polițiștii au audiat martorii, au stat de vorbă cu șoferii celor două mașini și au efectuat măsurătorile pentru a stabili cauzele accidentului cu repetiție, dar și cine se face vinovat. În ceea ce îl privește, pe cel care s-a aflat la volanul autoturismului Opel, acesta spune că nu a avut viteză și dă vina pe condițiile carosabilului. Foarte simplu, veneam dinspre București, în sensul giratoriu mi-a derapat, a fugit mașina de spate și am ajuns în șanț peste cei care erau deja căzuți. Ai avut viteză? Nu, viteză, tocmai spuneam și domnilor de la poliție, unui polițai, că venea din partea asta altă mașină și am încetinit gândindu-mă că o să întoarcă, să-i cedez trecerea. Și când am văzut că totul se duce, am dat și eu drumul la mașină. Și în momentul când am, că este foarte închis, dacă vedeți acolo că trebuie să iei foarte brusc, pe lângă sensul giratoriu, mașina a fugit de spate. Nu de aceeași părere sunt apropiații celor trei victime care spun că tânărul șofer a avut viteză prea mare. Cum puteai să intri în toți și să omori trei oameni aproape, că i-ai omorât? Cum puteai să intri în toți fără să schizezi niciun gest? Viteza, da? Viteza. Cum puteai să intri în toți? Ce viteză să fi avut de nu puteai să vezi o mașină răsturnată, care era deja răsturnată, oameni în jurul lor și tu nu ai schițat nimic, ai intrat pur și simplu. În urma primelor cercetări s-a stabilit că șoferul Opelului, tânărul de 26 de ani din localitatea giurgiuveană Cosoba, se face vinovat de producerea accidentului de circulație, fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă. Deși mulți spun că sensul giratoriu din apropierea localității Daia nu a fost bine conceput, în toate accidentele rutiere produse aici, vina aparține șoferilor care nu țin cont de semnalizările corespunzătoare din sens și apasă prea tare pedala de accelerație.